Segment circular. Circular. Da, segment circular. Porțiunea cuprinsă între coardă. Coardă, între coardă, coardă și arc. Și arc. Porțiunea cuprinsă între coardă și arc. Nu? Segment circular. Vezi? Are segment circular. Și are sectorului circular? Are sectorului circular de asta. Are sectorului și are segmentului. Da. Da. Are sectorul circular cu cine ar fi egală? Păi, două R, nu? Diametru. Trebuie să fie ceva în legătură cu unghiul. Cu unghiul de aici. Nu? Cu unghiul pe 180. Ceva pe 180. E pe 360 la ceva sector. Pe 360. E pe traperul, e în grafie. Așa. Pentru un singur, da, pier pătrat. Deci, ca să văd pentru un singur grad, zic pi pier pătrat supra 360 grade. Ca să văd câte are sectorul circular doar pentru un singur grad. Și acum am înțeles că câte grade are unghiul ăsta. Și puse unul în altă, înseamnă are area sectorului circular. Egal cu pier pătrat supra 360, ori mânt grade, ori câte grade sunt. Deci, tot discul pier pătrat l-am împărțit pentru un singur grad. Da, pentru un singur grad. Ca să văd câte reprezintă din tot discul, cât e pentru un singur grad. De-aia împărțit la 360. Și acum mulțumim câte grade vor fi acum. Și câte grade sunt acolo. Are segmentul circular, așa asta de aici, nu? Da. Păi cum aș face? Ia să vedem. Nu știu formula de azi, că m-a aflat în situația dificilă. Zic așa, ca să aflu area acestuia, din tot area, din toată area sectorului circular, care sunt parții, nu sunt ciclatele, nu? Sau da? Păi, sau nu? Da, nu, este trunghi isoscel, cel mult. Păi, n-au cu fiecare cine zici. Păi, da, dar depinde și cât timp unghiul poate fi mai sus, mai sus. Da? S-a întâmplat aici, de o părut așa. Deci, cum? Ca să rămână area asta, cum zic, area cum e adus acolo. Are segmentul. Segmentul circular. Segment. Circular. Este egal cu. Din tot sectorul circular, din pier pătrat supra 360 de grade, ori grade, scădem area triunghiului. Da. Ce este egal? Area unui triunghi. Bază mulțimea și pe 2. Bază mulțimea și pe 2, dar aici mai greu, mai degrabă, în legătură cu unghiul ăsta, zice, produsul acoloatelor simți unghiul între ele. Corect. Produsul ăsta. Dar sunt cât mai multe, nu? Triunghiuri? Păi nu sunt mai multe triunghiuri acolo. Dacă noi inventează mai triunghiul ăla care generează sectorul ăla. Ați așa, are acest segment circular. Segmentul ăla circular. Deci pe care nu mai interesează. Nu mă interesează. Și aici sunt în grade, da? Da. În grade. Și atunci zici, minus ce am zis? Minus ier pătrat. Da? Da. Adică latura asta la dreapta. Ori sinus de ier grade. Sinus de ier grade. Supra 2. Baza lor nu spune cum ai zis tu, dar cel mai bine aici cu raza trebuie să folosesc. Da? Latura asta, ori sinusul dintre ele pe 2. Da. Și în clipa asta, nu rămâne decât să-ți scot un ier pătrat în factor, de acolo, văd ce mai pot face. Și văd, nu, ăsta nu poate fi scos, că aici e sin de mâini grade. Adică este argumentul lui sinus. Așa, și dă pi ori în mâini grade pe 360, nu mă sin din mâini grade pe 2, tot ori ier pătrat, doar ier pătrat. Atât. Deci ier pătrat se poate. Atât. Ier pătrat, dar și asta nu și noi, nu ier pătrat. Asta, e doar ier pătrat. Pi supra 360 grade, ori în grade, minus sinus din grade pe 2. Minus sinus de ier grade, pe 2. Tot pe 2.
Dar asta e bună, pentru că e greu să obții formula asta. Așa e cel mai bine. Dar așa trebuie să-ți minte. Credeți că eu țineam interacțiunea? Asta zic și eu, doamne, mi se pare... A, nu, nu poate să țin. Nu formul limbic, asta e și vreți să mai le uit. Deci area segmentului ăla circular. E area cercului tot, pe 360, ori câte grade sunt. Oricât grade are cine, domn profesor? E în grade dacă zice, a, ăla. Ăsta, unde de aici. Oriunde de aici, câte grade sunt. Să știm că sunt 360. Minus aia, trunchi limonul. Da, da, dacă te folosești de raze, de cele două raze, și de sinusul unde de din ce. Și asta e fumăierea trunchiului. A, ori B, pe sinus de A, B, trunchi, nu? A, mai e și aia trunchi, așa. Păi, are unii trunchi miruna, fiind bine așa, la orice trunchi. A, B, e baza. Da. Fără mărțină. Deci area trunchiului este ABC. Este BC. Ori A, A' supra 2. Și egal cu BC. Ori, în loc de A' mă duc în triunghiul ACA' și aplic sinus de unghiul C. Deci, în triunghiul A, C, A, prim, zic sinus de unghiul C, egal cu cateta opusă A, A, prim, supra ipotenuza A, C. Și scot pe A, prim, de aici. A, A, prim, egal cu A, C. A, C, o sin de unghiul C. Da? Da. Și folosesc pe aici. Da. Și vine de C, ori A, A C. Ori sin de unghiul C, totul de doi. Și ăsta e motivul pentru care spun că are unui trânghi egal cu osul a două laturi. Da, BC, ori AC. Ori sinusul dintre ele. Nu este un moft, ci de la bază o înălțimea supra doi. Deci s-o scos înălțimea, care este AC sin de unghiul C. Deci pe doi, ține minte. Supra doi, da, cu osul a două laturi. Deci bază o înălțimea supra doi. Dar de ce supra doi? Am mai vorbit și alte date. Da. E dreptunghiul și l-a rămas afară jumătate. Și ce mai e aici? Și asta. Și lungimea segmentului. Lungimea segmentului. Lungimea doar segmentului. Lungimea segmentului e mien asta, nu? Lungimea AB. Lua AB aici. Arată, cred că e mien. Lua AB, da. Lua AB e mien, dar așa. La E, domn profesor. Nu așa? Păi, segmentul e ăsta, așa? Deci ăsta este segmentul. Segmentul ăsta înseamnă, înțelegeți, segmentul ce? Da, și mână ce înseamnă? Mână lungimea arcului. A, arcului. Arcului circular. Lungimea arcului e grad de pi, e supra 180. Păi vine așa, că pentru a vedea pentru un singur grad cât e lungimea, înseamnă lungimea cercului cât e arcului. Lungimea cercului este 2 pi. Deci, 2 pi împart la 360. 360 grade, ca să vedem cât vine un singur grad. Și pe urmă mulțesc urmă grade. Și asta e lungimea lui mână, arcul lui mână. Arcul lui mână. Deci lungimea lui mână arc, așa e. Exact. Așa? Asta e lungimea arcului, exact. Și atunci a 360. Și ce se vede aici, vine 180. Și pi e? Pi, formă grade, formă grade. Formă grade. Nu memorarea formă, ci înțelegerea fenomenului. Exact. Păi ce vreau să văd? Vreau să văd lungimea unui arc pe ăsta. Ce înseamnă ăsta? Pentru o singur grad, am învățat 360, poate lungimea cercului. Și vreau mulți câte grade are unghiul. Exact. Așa faci. Cu bucățică lângă bucățică, să pun așa. Se multiplică, nu? Da. Și atunci este limpede. Formula e corectă. Așa am ajuns la ea. Iar... O gândești un pic, știi? Faci un asta, o asta tot insist. Trebuie gândite formule ca așa, să știi că mă sperie gândul că memorăm atâtea formule. N-aș putea nici o clipă să-mi imaginez matematica cum înseamnă să pui formule în apisul. Da. Vrei să spun că uitați-vă de atâta vreme, că asta se numește segment circular. Uitați-vă chestia asta. De ce am zis, spunem ce și cum, și ajung eu la formula acum. E vorba de area acestea, păi scad din asta, scad pe ăsta și văd acolo formula ce poți să o țin în minte.
tirier, pătrat, pi supra 360, o lumină, o neapărată. De ce să țin minte, dar n-am altceva mai tot de făcut. Corect. Da? Deci... Pleci tot de timpul, și tot timpul trebuie să învățăm, să înțelegem lucrurile. Că altfel, matematica e cumplită. Da. Ea e cumplită în general pentru că așa e prezentată. Deci matematica e cumplită că e prost prezentată. Și de aceea majoritatea copiilor sunt nebuniți când e vorba de matematică, zici, băi, și cum să pricep ce e acolo? Al s-a ajuns la concluzia că unii sunt născuți să știi matematica, alții să nu știi matematica. Am avut așa o discuție cu cineva, m-a sunat la telefon, așa, și spunea, lucrul să părerea mea este că unii sunt oameni născuți. Nu. Poate că în urma exercițiului făcut au o ușurință mai mare în a urmări un raționament, dar tot ca exercițiu, tot ca muncă, antrenament este continuu matematică. Exact. Este antrenamentul lui vorba. O la carte, la știa, uite. Este formidabil de greu. I-am mai spus-o, repet, profesorii, după vacanța de vară, după cele două luni de zile, până se încălzesc, durează 2-3 săptămâni. Așa mi se întâmplă la mie. Dacă mai lucrat la fel, celor mai și mai bun la ele. Da. De aceea, când a ajuns să faci matematică fără să obosești, faci de plăcere, te relaxezi. Deci este momentul acela care o faci nu prin efort. Că e cu atât mai dificil când o faci crispat. Deci faci... informații, de aceea și rezultatele, domn profesor, în ultimii ani, dacă vă uitați, 2 de 10, când e ușor, 8 de 10, la nivel de țară, da. Hai când e greu, mă înțeleg, da. Să zicem, da? Da. În 50 sutime, aia fac diferența, da? Dar când e ușor, tot puțin s-au obținut la nivel de țară. Ceea ce concluzia mea este că copiii nu mai sunt pasionați în matematică, nu mai înțeleg. Și din cauza asta nu mai sunt pasionați. Deci nu mai sunt pasionați pentru că nu mai aduce nicio stare de bine, nicio satisfacție. Nu mai înțeleg. Ei când au plecat de pe drum și nu mai înțeleg, ei fug. Păi, ca orice om, când mă fui să fac ceva pe care nu înțeleg, nu, cum să spun, fac orice, mă eschivez, fug, exact. Fac ceva, pune-mă să încarc o căruță de piatră. Și văd rezultatele, dar nu știu, cei din sus nu vor să le vadă, dar la nivel de ordeata să dau simulări, peste simulări și... Nu vor să... este un front comun făcut împotriva, sau în sprijinul mediocrității, pentru că mediocritatea s-a instalat sus, acolo. Și politicul este cel care dirigează. Spune, frate, nu se poate, avem și noi copii, avem și eu jos, stai cheta. Da. Și mai jos. Da. Are problema. L-am văzut pe prim-ministru acum, discutând astăzi, la ședința cu rectorii la universități. Și unde punea problema că ce ne facem? Da. Ori toate domeniile de activitate într-o societate sunt funcții de calitatea umană, calitatea forței de muncă. Ai calitate, faci produs bun, ai produs finit. Nu ai calitate, ai învățământ din calitate, nu faci nimic. Și deci, prea lăsa pe să prăbușească doar. Da. De ce să prăbușe de la zi la alta? Deci nu, mergem numai înapoi. În toate domnii, sănătate, învățământ, justiție, tot de făcut plată. Pentru că nu se vrea să se pornească. De aici, de jos, eu fac acest lucru cu copiii mici pentru că am sensat că de aici lucruri fac în prost. Uite, cât ne batem, sunt 2 ani de zile în miruna, nu? La 6, 7, 8, deci nu are urmă. Când încă n-ai descoperit, firul roșu la matematică. Nu ai descoperit. Fiindcă la școală te bombardează cu partea memorează, asta ți-a rămas ție ca formă de învățare, memoarea, punerea acolo, ca într-un sac la multor informații. Azi învață mâine uită. Și așa asta e drama tânărului, care nu înțelege utilitatea informației. Și mai rău de atât, domnul profesor. Ajung într-un examen dintre ăsta, unii copii din colegii, alții învață. Da, bine, asta... Dar dacă copiii i-a mutat la fel ca ea sau poate mai mare, pentru că a avut un coleg bun în față la care a copiat, să vedeți ce frustrant. Da, e foarte frustrant atunci când
Tu ai muncit și... Eu să-i fac să-și învăț și avea copii și iau decât mine. Sigur, sau mai mare decât mine. Sau să vedeți ce că... Nu mai spun aranjamentele și mai spun partea de corupție care cât de cât au mai fost pus acum cu camerele. Nu mai este gata, stați puțin, că ce camere? La ei nu, nu au camere. Nu au pus nouă? Nu, nu știu, m-am gândit, n-are tot liceu. Nu au pus nici la Teodor. Nu, deci la copilul care trebuie să nu știm noi cu copia, nu erau camere. La ea în clasă nu erau camere. Da, deci se merge pe varianta că stresează copilul. Ca să-și facă loc partea aceea de corupție, cu adevărat, unde e masivă, fără camere, așa, atunci, sub aspectul că stresăm copilul, ne permite să facem ce vrem noi pe aceea. Da. Și la Miruna, de exemplu, o clasă, unul din profesorii supraveghetori, a întrebat copiii la român. Cine are 10 la român? Cine are până cu 10? I-a ridicat așa. Da. Nu chiar. Da. Știți? Tu ai terminat cu 10, da. La ce mi-ai terminat cu 10? Ea zice, am terminat la toate. Da? Și unde vrei să stai? Păi, nu știu, a zis. Da. Cum adică nu știu? Așa te bați părinți, trebuie să spui? Că i-am zis, mă, nu mai stai dacă pleci din liceul ăsta, că la aceea nu-i bine pentru tine. Da? Da. Zic că mergi tot la ei. Da. Și ea zice, da. Așa mă fac să mi se spun. Dar nu mi-ai venit să ne luăm acasă. Păi, dar vrei. Și atunci, cum a fost matematica? Da. Ce profil vrei să dai la liceul la care ești? Măcar asta trebuie să știi. Și ea zice, vreau să dau la Mate Info. Și ea zice, pe la ce vrei? De ce vrei să dai la Mate Info? La ce facultate să treci? Și ea zice, la drept. Și ea zice, la drept nu trebuie matematica. Și Mate Info dă o gândire, fără o gândire să nu poate face. A, deci să... Și ea zice, ce să o zici matematica? Și ea zice, că nu... Exact. Și cam 10 minute... Deci vrei conspectul o ținută de corpul... Bine, dar înainte ziceam simulare. O ținută de corpul ca să o convingă că la cine nu are matematică. Da. Ea încerca să-i spună. Eu cred că mă ajută foarte mult matematica. Eu încă nu știu. Eu cred că am să dau acolo. Păi de ce tu ești ființe sociale? Păi nu știu, o-i vedea. Adică totuși ar vrea să matematică, că de acolo... Sigur că da. Deci ai plaja mult mai largă. Exact. De acolo o-i vedea. Poate vă sugesc într-un timp și nu mai dau la drept. Ce fac? Eu nu știu de acolo, ca să mă ajute la asta și da. Nu văd. Oricum, ce este că nu au fost camere, s-au fost copiat și la simulare. Sunt copii care n-au învățat o oră. Și vor lua note mari. Da, și vor lua note mari. Asta este, vedeți că nu-i real. Ei dau un 30% la simulare, mă dat la anul trecut. Da. I s-a dat așa de ușor. Cred că anul ăsta nu a fost camere și eu nu știu de ce. Dar nu au văzut camere, nu... Probabil că nu tot liceul are camere, probabil că sunt câteva clase care au. Cine mă gândesc ei, îmi vorbea la 8, dar domnul profesor. Sunt două clase de 8, dar eu pun în 4 clase. Da. Te pun câte un mangă. Și probabil că 4 clase, 5 clase din tot liceul ăla, poate că au camere. Sunt 6, mă. Noi suntem 60 copii. 60. Și dacă vă pun câte 15 nici 4 clase, 4 ori 15. Cam în 4 clase, mă gândesc, poate ori fi, poate n-are tot liceul, știți? Că eu știam că e obligatoriu și cu camerele astea. Da, păi da, unul la o cameră, la o sală, da, și la una, ba. Păi vedeți? Păi de capul locului nu este tabil făcută treaba, adică unii sunt avantajați și sunt dezavantajați. Da, și i-a zis mie cum e profa de română, i-a spus că notele la simulare nu le va ști nimeni, decât copilul, decât, bine, se va ști la minister, și se va face o medie, cum s-a făcut și anul trecut. Da, o statistică. O statistică, și copilul îi spune atât. Deci vă spune, nată, mai era 7. Și spun ei, băi, era 9. Dar v-ați nu să știți viața, da? Am înțeles de la... Ați înțeles? Nu o să știi așa. Am înțeles de la câți mai pun, tu să ai ceva. Tu în care o utilizi. Eu așa știam că se pun, dar zice, probabil român, zice că nu se pun. În sfârșit. Deci, vedeți, nu-i transparență, domnul profesor, asta am vrut să zic. Că dacă era transparență, de ce să nu spun? Băi, pusul, 10, chironda, 7. Ăla, Popescu, 5. Măcar să știi. De ce să nu se știe? Nu înțeleg eu. Pentru că aici, în interior, lucrurile trebuie încă măsluite. Păi vedeți? Da. Ei vor să afle jumătate de adevăr ca să știe cum anume organizează, pentru că așa nu e jumătate de adevăr. Știu că vor fi umflate în lor, știu că vor fi cu totul diferit. Ca subiectul pentru ăla care ar trebui, care va fi în sfârșit, acela să-l poată dirija, să-l poată gândi. Să fie mai jos sau mai
sus, și așa, da, și vedeți atunci și valoarea cei ăștia, unii... Sigur că da. E falsă și asta pe noi. Da, stopește, de la o zi la alta, totul. E falsă și asta, domnule. Închid? Da. La revedere. Păi, la revedere, da.